fică de 18 ani, nici nu văd și nici nu aud. Aveți mai numerine? Care în 14-10 zile, care se cheamă Ilie și umbră. Iar această îndrăzneală pe care o am de a afirma aceste lucruri, contrarează puțin pe cei care observă că totuși noapte apare de spastică, văd destul de bine și aud destul de bine. Asta presupunând că trebuie să însemne ceva mai mult decât simpla definiție fizică. De aceea aș dori ca această carte să poată să înfățișeze undeva cu mult mai bine unele lucruri care se întâmplă lângă noi și care ne cheamă pentru o situație de viață cu alte vieți care sunt în așteptare pentru a fi înfrospătate și revigorate. Există o solie care străbate lumea și pune temelie la orice gând și simț. Ea vine de pe timpul părării lunoi, ca să înveți iarăși pe cel sărac, pe prinț, și prin evenimente ridică o problemă, subalierea vieții ce anunță vremerea. Corabia așteaptă, tu intri, intră și tu, și casa ta. Vreau să fiu în ton cu săptămâna aceasta de rugăciune pentru misiune. Și în același timp am dorit să fim foarte practici. Știți că am mai venit pe aici, am mai semănat câte un gând, câte o idee, câte o aluzie, câte o proiecție asupra ceea ce intenționăm să facem aici. Însă acum a venit ceasul acesta al judecății care este poveste bună. Suntem judecați în ceea ce privește intenția noastră de a face pentru Dumnezeu ceea ce trebuie să facem prin puterea Lui. Iar această judecată este o judecată sănătoasă. Am să mă folosesc de un pasaj biblic, după care voi coborâ în aspectele misiunii, în haină de lucru, în salopetă, cum se spune. Și împreună cu dumneavoastră, deschizând în Evanghelia după Luca, la capitolul 18, vom naviga puțin pe câteva texte, vom trage o concluzie, ne vom identifica cu eroul principal sau cu eroii din această scenă reală, și în același timp tot mai reală, făcută pentru timpurile noastre și apoi vom face într-un mod foarte concret pașii pe care trebuie să-i vedem cumva la lucru în duminica din 14 octombrie 2018. Pe când se apropia Iisus de Ierihon, un orb ședea lângă drum și cerșea. Când a auzit norodul trecând, a întrebat ce este. Și l-a strigat, i-a spus, trece Iisus din Nazaret. Și l-a strigat, Iisuse, fiul lui David, ai milă de mine. Cei ce mergeau înainte îl cerceau să tacă, dar el țipa și mai tare. Fiul lui David, ai milă de mine. Iisus a oprit și a poruncit să-l aducă la el. Și după ce s-a apropiat, l-a întrebat, ce vrei să-ți fac? Doamne, a răspuns el, să-mi capăt vederea. Și Iisus i-a zis, capătă-ți vederea, credința ta te-a mântuit. Numai decât vorbul și-a capătat vederea, a mers după Iisus, slăvit pe Dumnezeu. Tot norodul, când a văzut ce le-a întâmplat, a dat laudă lui Dumnezeu. Într-o zi, doamna mea mi-a pus o ladă cu sticle goale și cu borcane și mi-a spus, de unde știi tu, pentru că mă încurcă în bucătărie. Acum, știți cum e, atunci când dă doamna un ordin, vorbesc la adresa soților, trebuie să îndeplinească, pentru că, pe urmă, mâncarea va fi foarte amar. Așadar, a trebuit să iau la Dacia, am coborât și să o duc, trebuie să o duc undeva. S-o duc la o copsă, la o bunicuță care stă acolo lângă noi. Și pe când mă duceam spre mașină, ca întâi să pun acolo un portbagaj, aud o voce, bună ziua domnul Ba, mă întorc, bună ziua domnul Zepeș. Un judecător la pensie, la etajul 3. Ce mai faceți? Bine. Păi, să vă fie ziua bună ca și cea de ieri, am zis eu. L-am văzut puțin descumpărit și el zice puțin mulmuit, o zi bună și dumneavoastră. Și când m-am apropiat de mașină, m-am strigat, domnul Bar, aveți un minut. Zic, da, domnul Giudici. O întrebare pentru dumneavoastră. Ce ziceți? Religia este politică sau nu? Domnul Zepeș. Vă dați seama că problema aceasta este deja în terenul meu.
Religia este religie, politica este politică. Și el spune, nu, doamnă, doamnă. Religia este politică. Pentru că, atunci când ești religios, va trebui să te manifesti și să dai impresia că ești un om de treabă, ca ceilalți să te porteze ca având o valoare și valoarea aceasta să îți dea ție un avans de credibilitate. Uite, și problema mea este că credința și religia mea mă determină să fiu deseori autentic. Că mai sunt și fals unori, este o chestiune care ține de niște instanțe revele din mine, să atunci când credința este autentică, fac ceea ce trebuie să fac din convingere. Mă țin din convingere. Predic din convingere. Urma, soția mea este catolică, eu sunt ortodox. Ne înțelegem foarte bine. Nu e nicio problemă. Ne înțelegem bine. Nu. Avem de conciliat nimic, nu ne înțelegem. Politică. Dacă ea ține foarte mult la religia ei, pentru că are, zice-se, niște diferențe, ar trebui ca să le expună într-un mod foarte, foarte accentuat și să mă determine să trec acolo unde vine. Dar nu. Fiecare religie are ceva aparte, iar cei care se ceartă, se ceartă prin politică, ca să arate că ei sunt mai buni decât cei. Că ei dețin un adevăr mai mare decât cei. Sunteți de acord? Să vă spun un pac. Deja am început să simt că la acea de mine grea. Prima dată când am zis că religia e politică sau nu, am zis mi-a ridicat lucrurile la fileu, acum am să discut despre Dumnezeu într-un mod așa, monumental. E ocazia mea. Când văd acum că el nu e de acord cu mine, când te cura deja la dar noi, am început să obosesc că un bac, acum ar fi și un bac. Și spune un bac. Și la final, uită morală. Uită să spune unde e și. E cam uitat, zice el, cum să termină, dar vă spun eu când mi-a dat. Se dă vreo bani, poate lupe. Ia ziceți dumneavoastră, dăm guvernul jos? Domnul Zepe și eu nu fac politică. Eu știu atât că Dumnezeu controlează tot. Vrea să aduc problema pe partea religioasă, însă la el nu se plindea. Dumnezeu controlează tot și chiar dacă se întâmplă unei lucruri nedorite, El conduce lucrurile încât până la urmă să iasă după voia Lui. Și chiar dacă iese după voia Lui, va trebui să învățăm cumva niște lucruri care ne duc într-o direcție bună prin ascultare de El. Domnul, să nu știu neapărat dacă am participat la treaba asta, nu sunteți cetățean de onoare în lume. Vedeți ce fac acești oameni, jos cu El! Îți dai seama, împreună cu el, toți ceilalți, pur și simplu îi duce într-o direcție greșită. Hai să vă spun că era cu 10 ani în urmă, deci nu știu dacă mai știi cine a fost pe lume de atunci. Da, ei sunt contestați mereu. Nu zic că, domnul Zepe, eu cred că politica trebuie să fie parte ei, noi, partea religioasă, partea de familie, vreau să văd că privește des când spun de partea de familie. Zic, domnul Uba, zice el, vă mai spun un pac, că s-a și fi judecătorul Bafeți. Ce am să mai spun un pac? Uită morala și la cei de-a noastră. Măcar dacă mă adegeam cu un zâmbet, vreau să îi acord ceva, dar nu am putut să îi acord nimic. Și deja am început să mă iei puțin, simțeam că am pierdut 20 de minute din viața mea, iremediabil. Pierdute și aceste minute pur și simplu erau valoroase. Mă întorceam acasă, mai gustam și o masă de prânz mai din timp, mă bucuram și eu cu nevasta mea, el pur și simplu m-a aruncat în cerizoriu și eram tare de pus. Sunteți bine, domnul Van? Da, aveți timp, dar cum să nu? Dar în mine era altă realitate. Și acum, eu spune domnul Van, îmi mulțumesc tare mult pentru că ați stat cu mine. Bagajul. Un tată. Și m-au strigat. Nu mi-a văzut fața. Dar acolo se vor bagaj, când m-am auzit, am auzit că m-a strigat din tot locul Zepe și m-am colorat cu toată mea. Și m-am întors cu un zâmbet creștin, dar pe dinăuntru era frigos. Și, domnul Va, un minut. Și eu știam că durează.
Și acum el zice, domnul Val, să vă spun ceva. Ieri mi-a murit nevastă. Odată n-am mai vorbit cu nimeni vreodată. Am vrut să leg o discuție cu dumneavoastră că v-am văzut mai amabil și deschis. Am văzut că am fost cam incoerent. Nici mai știam cum se termină bani. Am vorbit de politică, de religie, dar pe mine nu mă interesează asta. Am dat urmă, am vrut ca să pot să domolesc puțin durerea din mine. Ieri mi-am vorbit cu dumneavoastră. Și când mi-a spus dumneavoastră să aveți o zi bună ca cea de ieri, m-am cutremurat. Dar știindu-vă că sunteți un vecin bun, care locuiți la doi, am îndrăznit ca să văd puțin cum respir, puțin cum mă detașez de ceea ce s-a întâmplat. Dar n-am cui să mai spun nimic. Nici vecinii nu știu. Este în fapt. Mă duc acum și vorbesc cu ea, dar ea nu m-a răspuns. Mai bine în hol ca să-mi răspundă. Asta s-a întâmplat. Vă mulțumesc. Deseori, noi vorbim cu oameni și cu știindu-le de acolo. Venim de la biserică încântați și cântăm, iată, holdele, peatele, sticele. Nu facem legătura însă cu cântecul acesta și de ce nu știu. Suntem niște oameni care uneori ne bucurăm de atmosfera plăcută, din nou totdeauna atmosfera plăcută pe care o avem noi. Noi ne bucurăm de familie și de faptul că suntem detașați de tot ceea ce înseamnă riscuri în stilul de viață. Ei, datorită felului în care cresc, au niște presiuni teribile, au niște pierderi mari, au niște boli pe care nu le cunoaște. Și întâmplarea aceasta, care undeva în 10 ani tot s-a petrecut în mine, mi-a dus aminte că eu nu pot să trec pe lângă oameni, nu pot să fiu față de oameni, un om care își trăiește viața pentru sine într-o manieră de egoism creștin. Iar uneori încercăm să ne justificăm tot egoist viața, arătând că noi suntem mai buni decât alții în felul în care noi ne derulăm de existența aceasta creștină. Și acum, un om stătea lângă drum și cerșea. Vă mai aduceți aminte de ipostaza seminței, câte ipostaze a avut sămânța aceea din parabola Domnului Hristos? 4. Prima ipostază, sămânța, locată lângă, a doua, între schimb, creierul în post și creierul. Care dintre cele 4 semințe este cea mai nepromițătoare, cea mai nepromițătoare? Care? Pe drum. Și a imediat este halită, e mâncată. Și în parabola asta, sau în realitatea asta acum, pe care noi o citim, din Luca 18, sămânța de lângă drum are șanse. Are șanse. Ceea ce arată că Hristos are un har atât de mare față de orice ipostază a omului în care el s-a. E o dizabilitate dublată și de o stare socială precară. Omul acesta era nevăzător și cerșea. Sunt câteva caracteristici pe care intrăm în partea aceea de finalitate. El nu putea să-și asorteze cămașa cu haina și cu pantaloni și cu cravată. În extrem, nu purta el cravată, dar zic el, nu avea această capacitate să facă, nici nu-l interesa. Apoi, comunicarea lui era defectuoasă. Și comunicarea aceasta nu se petrecea așa cum se petrece între noi. Ce mai fac copiii? Ce mai face soția? Sunteți bine cu sănătatea? Cum o duceți? Care sunt cuvintele pe care le schimbă între ei? El spune, dați și mie ceva, vă luți și acum. El spune, da, chiar n-ai nimic de mâncare, ce vrei? Și, dar nimeni nu întreabă, nici cel care donează nu întreabă ce mai faci tu, amărâtule, nici amărâtul nu întreabă ce mai faci tu, donatorule. Nu există așa ceva. Comunicarea la el este atât de săracă, atât de precară, încât pur și simplu el trăiește în viziunea omului singur. Singur.
nu chiar singur, pentru că un om când are nevoie ca să schimbe locul care să fie mai oportun pentru a primi, cheamă pe cineva, mai dă doi bani din ceea ce a câștigat și duce la un vad mai bun. Dar încolo, el știe drumul acela și îl strămate cu bastonul până acolo unde trebuie să cerșească. Acum dimineața am fost la o întâlnire cu nevăzătorii baptiști într-o biserică, Biserica Emanuel, și am fost și le-am dat niște invitații. Însă acești oameni parcă vedeau, se uitau la noi și când vorbeau între ei spune, nu v-am mai văzut de mult. Poate cuvinte ei vorbi văd și într-adevăr văd, pentru că au niște ori undeva în interior care te prind în focusul lor. În al treilea rând, omul acesta care este cerșător și nevăzător, nu cere mult. Nu are nevoie de eu știu ce lucruri extraordinare, vrea puțin. Și nu vrea 100 de lei, nu vrea 100 de euro, acolo puțin, o bucată de pâine, ca bine un ban. E foarte mulțumit. Nevăzătorul mai are o particularitate. Și anume, el este un om stereotip. Are o viață prin clișeu. Nu încearcă să-și varieze viața. Știe atâta. Trebuie să ducă de acasă să cerșească, dacă are casă, dacă nu de unde este, vine înapoi, își face bilanțul, cât a primit, ce are de mâncare, apoi a doua zi, la fel se duce, nu își schimbă, nu se spală prea des. Acesta este omul pe care noi îl avem aici în Biblie. Până când? Într-o zi, omul de pe drum o rumoare, un zgomot. Dată amplifică terminalele lui, se gândește la un lucru și anume, acum este ocazia cea mai mare ca să pot să primesc mai mult decât oricând. Și întreabă cine este? Și ce îi se răspunde? Trece? Ei bine, el a aflat Iisus. Știa ce face Iisus. Știa care este personalitatea lui și ce poate să facă el atunci când se apropie de mare. Și în momentul acela mai face ceva. O altă caracteristică, are multă să vă spun, este că el nu cere într-o manieră pe ton acut. Nu? Părul comandat și mie ceva. Nu? Un ton tânguitor. Un ton domol. Dacă ar cere strigând la cineva, mai face ceva din buzunar, să-i dați? Deci când? Hai, dăm și mie un ban, știu că ai acolo, hai, repede! Îi dați? Trebuie să fiți prezbiteri sau pastor. Parcă zici, treci pe rândul el, fie rândul, cântarea numărul 200, fără să bage seama. Nu îți vine să-i dai. Dacă cerea domnul, cerea cu accente din astea liniștite. Numai că acum face ceva. Începe să strige. Asta înseamnă că își neagă statutul de cerșător. Pentru că un cerșător este foarte clar în mintea multora că el nu strigă ca să capete. Cercere într-o manieră elegantă, într-o manieră cu gestul din acelea sensibile. Și alții nici mai nu cer. Stau cu capul în jos, cu o pălărie sub ei și stau, poate că strânește mila cuiva. Cam același lucru este în transfer de atitudine. Dar în momentul în care aude că este Iisus, știe ce este El, ce face El și ce-a mai făcut El, deodată începe să strige. Ceilalți? Pe bună dreptate, nu se strigă, măi omule, vezi, este treabă, nu-ți dă nimic, Iisus n-are buzunare. N-are, are o haină fără buzunare, el n-are, el și el e sărman și un sărac ca tine. Așa că nu mai striga, poate că adun mai mult decât el. El ce mai dă unul, ce mai dă altul, el predică Evanghelia. Iisus, vorba a început să strige. Și atunci Iisus a oprit. Pe drumul spre Ericon. Ericon știți că este la câteva sute de metri sub nivelul mării. Locul în care merge undeva în jos. Iisus mergea ca să ridice pe alții din stare de jos. Și el spune, ce vrei să-ți fac? Și putea să spună, Doamne, am un văr la Ericon, n-a mai trecut de la mine de 6 ani, spune să vin să mai vorbesc eu cu el. Iisus ar fi îndeplinit această temă a omului? Da? Da. Întrebarea este, ar fi fost bucuros sau trist? Trist. Trist. De ce? Cere puțin. Pentru că cere puțin.
câteodată el își aduce aminte că n-are ceva fundamental. El n-are lumină, n-are ochi. Spune, Doamne, vreau ochi. Și Iisus îi dă. Poate scenă, mulți ani în urmă, sute de ani în urmă, Iosua primește un plan strategic ca să doboare Ericol. Și întreabă care e strategia Doamnei și strategia spune este să înconjori tăcut o dată și încă o dată a doua zi și încă o dată a treia zi. Ericol. Doamne, dar mă expun, bat șocul ei. Asta este plan. Și el face. Fără zângării de arme, fără strigături, fără asalt, fără nimic. Înconjoară, în timp ce bancurile curg de sus de pe creneluri, arătând nimic nici acestui popor care nu știe să se lupte, ci doar mășăluiește într-un fel funebru în jurul de șapte zi. Strigă de șapte ori, așa primește planul, poporul, armata, și Ericonul cade. Strigătul acela, la trâmbițele preoților, strigătul acela cumva consonează cu strigătul de pe drumul spre Ericon. Când a strigat, orbul a strigat pentru că avea niște ziduri interioare care trebuia să cadă. Și atunci când a strigat puternic, el a căzut. Deci n-a mai primit statutul de om care nu vrea decât mărunțiși de la mine. Pe 14 octombrie 2018, duminica numai asta, cealaltă, după ce trece în referendum, să fie o marcă istorică treaba asta, vrem ca să concretizăm ceva. Și anume, vrem să facem pe Iisus vizibil printre nevăzători, printre locomotori, printre cei fără auz, care să vină acolo și să poată să dorească altceva decât lucruri noi. Să poată să vrea lucruri absurde. Iar ascultul acesta se face cu cei care îl iau pe omul care este crezut și îl duce la Iisus. Se pare că rolul era destul de ingrat, dar este un rol determinant, da? Să-l iei și să-l duci la Iisus, că el nu prea vede. Dacă nu vede, atunci va trebui cumva să-l iau pe cineva. Este a 22-a filială pe care vreau să o înființăm cu ajutorul Domnului. Ne vom întâlni undeva la restaurantul Chris, restaurant vegetarian, cred că știți. La ora 2:30 scrie, dar de la 2, sau de la 14, de 14 octombrie, 14. Și ce vom face acolo? Nu am să mai derulez cumva PowerPoint, pentru că colegii mei puțin vor face și o evocare a modului în care trebuie să ne raportăm aceștia. Vrem ca ceea ce s-a spus despre săptămâna de rugăciune să poată să fie o motivare pentru ceea ce se va întâmpla în duminica aceea. Eu aș vrea să citesc cartea aceea despre mărturie care am spus-o Andrei, cât este interesantă. Înainte de asta, deja am avut motivația de spus ca să putem să procedem la această ofensivă pe drumul acesta spre Ericol. Și dacă veți citi această carte, veți vedea că Dumnezeu ne cheamă ca să mărturisim nu atât de mult uneori prin doctrină, ci prin felul în care ne dăruim noi. Noi dăruim, dacă ne cum dăruim, noi ne dăruim. Modul acesta l-a făcut pe Iisus ca să fie atât de atractiv. Modul acesta l-a făcut pe orb ca să spună, vreau neapărat altceva. În momentul în care voi descoperi pe dumneavoastră că aveți valori, că aveți un fel de a trăi așa cum trăiți, ei vor dori ca să fie asemenea dumneavoastră. N-avem cum să-i determinăm pe oameni să iasă din rutina lor, să iasă din acest rulaj făgubos și păcătos al vieții. Ușa care se închide, se deschide și în balamale are această oscilație. Nu avem cum decât numai dacă noi proiectăm în viața lor dragostea lui Hristos. Poate trebuie să devenim foarte practic. Și în momentul în care noi tot auzim predici și citim ceea ce trebuie să facem și nu facem, este, așa cum se spunea, ca omul care se uită în oglindă și apoi pleacă, fără ca să își curețe în viață de ceea ce înseamnă mizerie,
de suflet ca să compare în fața altora ca unul care reprezintă într-adevăr pe cineva. Ce vom face noi? Noi vom avea o întâlnire unde vor veni 20, 15, 30, 40, la unde au venit 100 de nevăzători. Cu 27 erau din naștere. Ei vin acolo și așteaptă ceva. În primul rând, la deschidere, vom avea un ambient plăcut, o muzică plăcută, de aceea avem nevoie și de niște instrumentiști de valoare care să fie prezenți acolo și să dea drumul la sunetele acelea care să îi liniștească. Și după ce vom deschide și le urăm bun venit, atunci facem cumva să se cunoască și cine sunt invitați. Invităm de la mesă, invităm de la primărie, personalități, ca să fie prezente, să știe că acolo niște oameni de bine vor ca să aibă grijă să asiste niște persoane cu dizabilități. După aceea prezentăm ce înseamnă lipită de șungă și îl prezint acum, că data trecută am proiectat ceva. Apoi, după ce facem lucrul ăsta, prezentăm să ne inserim muzicale, prezentăm echipa de la orare. Iar noi venim în fața lor cu cine are biserica mai bună. Cu oamenii care vor să-i transporte de acasă acolo. Și avem nevoie de oameni care, odată la o lună, își pun volanul la dispoziție ca să facă din el un asil. Pe drumul spre Ierihon, un alt drum, când samariteanul Milos a fost singurul dintre cei trei care a făcut ceea ce trebuie să facă și care l-a reprezentat pe Hristos. Apoi, ce mai trebuie să facem? După aceea, după ce terminăm cu prezentarea acestei asociații, le-am dat cuvântul invitaților, după prezentare, că știu și despre ce este vorba, facem un interviu la fiecare persoană cu dizabilități, dacă nu sunt mulți, dacă sunt mulți prin sondaj. Locomotor, vizual, fratele Cristi știe și limbajul minico-gestual, ceea ce ne ajută foarte mult, iar diviziunea ne ajută ca să instruim pe cei care vor să învețe limbajul minico-gestual și avem bani pentru așa ceva dați de dâns și ca să putem instrui, să dăm la un mentor. Apoi, luăm interviul la fiecare. Aflăm viețile lor în scurt, de filială. Acolo o să auzim poveștile lor de viață. Sunt nemaipomenite. De aceea, în cartea aceasta pe care o scriu acum, evoc câteva personaje dintre cei care trăiesc din asociații care, într-adevăr, pot să ne schimbe și pe noi prin viața lor. De aceea am zis că prezența noastră acolo este un factor de schimbare. După ce se termină lucrul acesta, avem un punct muzical și apoi niște anunțuri și avem o masă comună, o masă de socializare. Asta este prima parte care se întâmplă pe 14. Iar la program, programul este cu totul variat și diferit, cu mare frumusețe în ceea ce privește felul în care noi îi folosim pe acești oameni să își descarce toată frumusețea lor de suflet. Cum au petrecut în viața lor, accidentul cum s-a întâmplat, cum a reușit să surmonteze pe cifre de piețe, care sunt bucuriile lor, care sunt tristețile lor. Apoi avem seminarii. Dumneavoastră, pe partea de sănătate, dacă sunteți pe această felie, veniți și țineți un seminar de sănătate. Dacă avem psihologi, ținem despre partea aceea lăuntrică, o psihologie creștină care înseamnă cunoaștere de sine și cunoașterea altora. Dacă avem asistent social, dacă avem persoane care pot să educe pe nivelul acesta de învățare, toți sunt oportuni ca să poată să infuzeze, să investească în acești oameni. Aceștia cresc. Apoi ei ne întreabă, am putea veni și noi la biserica dumneavoastră? Nu facem acolo catehizare, nu încercăm cumva să-i ducem în biserica noastră arătându-le că aici e cel mai bine. Și noi le arătăm dragoste. Lucrul acesta i-a determinat mai târziu pe ei să spună, frate pastor, veniți noi la biserica dumneavoastră. Și a zis, puteți să veniți de riscant, pentru că s-ar putea să rămâne. Așa că ei au riscat și acum sunt persoane care într-adevăr doresc tare mult ca să cunoască și ce face Dumnezeu în mod real în viața lor. Ei sunt religioși de altfel. Sunt niște oameni minunați, niște oameni care, în momentul în care intrați în intersecție cu ei, acești oameni vă vor schimba categoria. Trebuie să aveți curajul să mergem și să vedeți ceea ce înseamnă. Avem acum un congres internațional pe 19-22 octombrie,
și diviziunea consideră că este oportun ca țara noastră să poată să facă lucrul acesta cu Asociația Ridică de Șiurul, pentru că ea este de eco și în țara are cea mai rapidă creștere și are un model care poate fi exportat oricum. Și asta înseamnă că din toată țara vor veni și persoane care vor să trăiască un eveniment atât de mare, organizat de această asociație. Mulți voluntari, majoritatea sunt adventiști. Putem veni și baptiști, și alți voluntari. Numai că noi suntem chemați să putem fi persoana aceea care trece pe drumul lor, care să le reprezentăm pe Hristos. Și atunci când ei aud că noi suntem niște persoane oneste, care degajăm și investim sănătate, pace sufletească, bucurie de a trăi și un adevăr prin care ei pot deja să vadă cerul, atunci ei vor striga puternic ca să dorească altfel de viață decât viața pe care a trăit. De aceea, colegii mei vor invita ca să fiți voluntari. Eu n-am la cine să mă duc. Ba, pot să mă duc și la alții. Și în cazul în care nu avem o participare, deși știu că a fost și data trecută participare și n-am teamă de lucrurile asta, prendem în altă parte. Dar știm că această lucrare care ne-a fost dată nouă poate să fie reprezentată de ceasă. Vă spun, încă o dată, 1.100.000.000 de persoane cu dizabilități în toată lumea. Vă dați seama ce înseamnă asta și din partea bisericii să fii promotorul și în același timp să fii interfața acestei lucrări grandioase. Nu atât de mult, hai să iasă biserica în față, însă Dumnezeu este Cel care este înălțat. Odată ce El este bine văzut, atunci oamenii vor striga. Vor striga pentru că vor vedea ce înseamnă să treci viața Lui în viața ta. Sunteți de acord? Vă mulțumesc Domnul să fie cu Dumnezeu. Pacea Domnului! În această ocazie vom vorbi de comunicarea dintre persoana cu dizabilitate și voluntar, dar și dintre persoane cu dizabilități. Mai întâi de toate vreau să vă fac cunoscut că ziarul Bihorean, mult din Oradea, a publicat anunțul pe care l-am pus pe pagina Asociației Ridică de Șiurul filiala Oradea Bihor. Deja îl găsiți, este publicat în data de 3 octombrie și îl puteți distribui și dumneavoastră. Și, de asemenea, și pe pagina noastră de Facebook găsiți și pliantul care este aici, cu tot anunțul, îl puteți distribui și la alte persoane care doresc să se implice. Sau pe pagina noastră de Facebook. Interesant este că câteva lucruri pe care le-a făcut cunoscut unchiul George, dar eu să le aprofundez puțin vis-a-vis de comunicarea cu persoana cu dizabilitate. Trebuie să știți că nu este boală contagioasă dizabilitatea. Deci puteți să le oferiți o îmbrățișare, o strângere de mână, puteți să faceți lucrul ăsta liniștit. Nu se ia nimic de la ei, e ca și dumneavoastră un om, doar cu limite. Pentru că limitele, dacă sunt vizibile, asta nu înseamnă că sunt și contagioase. Pentru că sunt alte lucruri mai contagioase, alea mai interioare, care sunt cu probleme cu suferință mai mare. Un alt punct care ar duce persoana cu dizabilitate înaintea noastră sunt persoane singure, care au nevoie de noi. Noi, ca voluntari, ar trebui să ne implicăm în viața lor, pentru că mulți n-au ieșit de 10, 15, 20 de ani afară. Sunt persoane care poate doar ar vrea să simtă adierea de vânt pe obraz. Dar sunt persoane care poate vizitează pentru prima dată un parc din Oradea. Poate că va face o primă excursie pe lângă Oradea. Mă gândesc că pentru dumneavoastră să ieșiți în apropierea Oradei, deja este deja ceva simplu. Hey, pentru persoana cu dizabilitate s-ar putea să fie ceva wow. De aceea, noi trebuie să îi scoatem din singurătate. Este un lucru important. Cum vă spunea și unchiul George, de partea religioasă, ei au avut temeri de la început, mi-aduc aminte, acum 8 ani, au auzit ei că Biserica Adventistă e organizator principal al acestor întâlniri și mă, ăștia ne fac adventiști. Total greșit. Deci lucrul ăsta ar trebui să ne pune puțin de gândit. Domnul Iisus Hristos a plecat la nevoia omului mai întâi de toate și atunci ar trebui să facem același lucru. S-a împrietenit cu omul, a intrat în viața lui, l-a cunoscut
i-a cunoscut suferința și apoi i-a dat cireașa de pe tot, care înseamnă cuvântul în sine. Lucrul ăsta înseamnă că și noi putem face același lucru. Noi să ne apropiem de ei. Cum? Să le povestim din viața noastră, să ne descoperim pe noi față de ei. Să povestim despre activitatea noastră, că poate activitatea noastră le poate fi de folos. Și ca să spun așa, că asta ajută la apropierea lor de dumneavoastră. Încrederea de care au nevoie, pentru că de multe ori încrederea persoanei cu dizabilități în asociație este una destul de scăzută. De ce spun lucrul ăsta? Pentru că majoritatea asociațiilor aduc persoane cu dizabilități în diferite asociații și ce fac? Câștigă bani după ei, da? Ei, lucrul ăsta i-a făcut de cele mai multe ori că țara noastră se folosește doar de persoana cu dizabilități pentru a avea beneficii, dar fără să-i ajute. Noi, în schimb, punem preț pe persoana cu dizabilitate, o punem pe primul loc ca să-i facem bine și să o spatem în societate, să-i dăm valoare, să-i dăm sens. Asta e cel mai important. Dar noi să-i ajutăm valoare, pentru a ajuta să vă schimbați percepția despre persoana cu dizabilitate. Și veți vedea nu ce pot face. O investiție nu este gratuită și nici în bani, dacă o veți face. Veți avea un câștig imens, o apropiere față de Dumnezeu și veți vedea că persoana cu dizabilitate nu este o persoană care cere milă. N-are nevoie de milă, ci de compătimire. Să nu mergeți, au săracul de tine. Nu, n-am nevoie de lucrul ăsta. Mai degrabă, te duci cu zâmbe și n-ai îmbrățișare. Asta îl câștigi major. Dacă te duci, îl compătimești, ai șansa să-l pierzi din stat. Nu au nevoie de lucrul și să prindă încredere dumneavoastră ca să poată, ca să putem să vrem să-i așa ajută. S-ar putea să ceară să îi ajutați în casă, la o curățare. Mai poți să ceară ajutor mergând la spital, adică are nevoie să facă niște analize sau la poliție să-și facă anumite acte sau în diferite instituții ale statului. Trebuie să fim deschiși. Așa vom reuși să-i ținem aproape și vom încerca să ne dăm sens și nouă vieții. Dacă până acum unul din voi sau câțiva dintre voi nu v-ați găsit sensul, poate că chemarea asta a lui Dumnezeu din această dimineață poate să fie un sens pe care îl dați vieții. Dacă nu știați pentru ce trăiți și care este scopul vostru în viață, poate că acum este să, timpul să îl găsiți. Ce doresc eu de la dumneavoastră și de la fiecare dintre noi? Doresc ca să fim naturali, să facem din toată inima, să ne implicăm. Dacă avem pe inimă lucrul ăsta și ni se potrivește, să ne implicăm. Pentru că persoana cu dizabilitate vă va simți imediat dacă sunteți cu toată inima sau nu. Și lucrul ăsta e important. Să fiți natural, să fiți deschiși, să vă placă lucrul ăsta. Să nu simtă, a, venit ăsta, da, face și el ce-a fi făcut, par, mă pune, aruncă, imagine ca pe un sac de cartofi și nimic. Să simtă afecțiunea aia, să aveți împreună simțire. Și lucrul ăsta va aduce. Vis-a-vis de religie mă întorc și să vă spun că doar când în momentul în care vă vor cere ei să vină la biserică sau să se cunoască despre Dumnezeu în momentul ăla, de aceea mare atenție la lucrurile astea, pentru că noi avem experiență de 8 ani de zile împreună cu Sfântul George și am trecut de multe ori prin situațiile astea și oamenii care sunt acum la asociație, la București, de s-a făcut această biserică la persoană cu dizabilitate, mi-aduc aminte că undeva în 2011 a fost dorința a 50 de persoane cu dizabilități, că vor mai mult decât li s-a dat. Întâlnirile de aici vor fi sociale. Vom lăsa pe fiecare. Persoana cu dizabilitate va fi cea care va face program. Noi vom fi oamenii din spate. Mai mult pentru că sunt o grămadă de talente care trebuie vor expune. Unii creștine, unii mai puțin creștini. Dar vom încerca să fie nota cea mai, cum să zic, normală. Decentă, da. Normală, ca să nu iasă din tipar sau din ceva
Da. De aceea este nevoie să încurajăm aceste persoane, să le dăm valoare. Și atunci vom reuși. Și veți reuși și dumneavoastră să vedeți ce înseamnă persoana cu dizabilitate. Poate că le-ați văzut la televizor, poate că le-ați văzut pe stradă și ați zis ce și cu ei pe lângă lor. Ei, acum aveți o șansă în plus de a vă apropia și a descoperi dincolo de dizabilitatea care ați văzut pe stradă. Mi-ar plăcea tare mult să vă implicați, dacă simțiți lucrul ăsta, și să o faceți cu toată inima. Știu că la tine aici există acest nou. Și acest nou s-ar putea să vă schimbe și percepția despre viață, despre lucrurile în care noi trăim. Pentru că azi poți să fii pe picioare și mâine să fii la fel ca ai lângă picioare. Și poate lucrul ăsta te va ajuta să vezi, să fii mai prudent în multe alte lucruri ale vieții și să schimbi viața și pentru că nimic nu este veșnic, ci este trecător. Noi doar trebuie să ne pregătim pentru veșnicie. Viața noastră trebuie să fie mărturie în fața lor prin tot ceea ce facem. Faptele noastre vor vorbi în direcția lor, nu cuvintele. Multe cuvinte de multe ori strigă. De aceea vă îndemn ca să vă gândiți bine și să vă rugați în această săptămână și să vă puneți pe inimă, poate v-ați mai gândit, poate sămânța care a fost semănată a pus deja în inima dumneavoastră dorința de a vă implica la ridică de fiul. Poate că inima dumneavoastră are o șansă de a se ridica și de a umbla într-un nou sens al vieții. Amin. Revenim partea mai practică. Știu că sunteți deja obosiți. Data trecută, când am mai fost împreună cu fratele George aici, am alcătuit o listă așa de început. N-am pierdut-o. Și vreau să verific dacă persoanele care au decis atunci că se vor implica în lucrarea Ridică-te și umblă, se mențin la hotărârea aceasta. Maria Stan? Da. Deci am să scriu din nou. Lista nu este închisă, putem adăuga persoane noi. Bună, Ramona! Nu este, nu? Bun, vom vedea. Fratele Giussi este aici, îi trec. Numai că dânsul deja este implicat în familie, adică deși unul și cel puțin deocamdată îi va fi un pic mai greu să participe. Andrei Pop. Da? Vrei să te implici? Avem două persoane în care vecinii noștri cu care am discutat, în măsura în care ne permit cererea de activități. Bun. Pe 14 veți putea? Avem deja programat o ieșire popular și pe 14. Aha. Dar am poate dimineață. Toată ziua. Toată ziua. Am înțeles. Și nu suntem în oraș, suntem plecați din oraș. Am înțeles. Vreau de Svetlana, cred că nu e. Nu este, nu? Brigita. Vei reuși? Da. Bine. Fica Alexandru. În continuare, da? Vreau să vă rog ca dacă aveți mijloc de transport, mașină și va fi nevoie, e posibil, credeți că vom putea aduce persoane, noi comunicăm și vedem. Da? Mulțumesc. Iga Alexandru. Mergem mai departe. Cine mai dorește să... Da? Da, vedem mai departe. La seama că țin la slujba mea și
însă, dacă aveți un capital și darul pe care vreți să-l dea, și am nevoie de un punct de sănătate acolo, care mult ar fi de dorit prezența dumneavoastră. Dacă aveți partea de psihologie, iarăși suntem încântați. Pe partea juridică? Juridică. Avem nevoie de, la protocol, avem nevoie de un secretar sau persoane care să poată să noteze pe cei care vin. E tare frumos să fim acolo printre ei. Și ceea ce ne arată Dumnezeu poate să fie deja o deschidere spre ei și au și ei sentimentul că sunt pe noi buni. Suntem deja în atenția unor oameni care știu să ne dea exact ceea ce avem noi. Nu ne este greu să mergem și la Biserică Baptiști și pentru postal și primim și nici pe ei. Însă eu aș dori ca să avem portofoliu noi în privința aceasta, pentru ca să putem să orientăm bine, pentru că știm cine este Dumnezeu și ce ne-a dat nouă bisericii, să putem să avem o linie corectă pe care să o dăm celor care sunt cu noi și pe care îi asistăm. Deci, lucrurile aceasta este una atât de plăcută și este și, să zic așa, un câștig pentru noi. Este un privilegiu până la urmă, ca să putem să fim în această activitate. Este destul de rar. Altă dată când prind discursul, veți vedea că nu mai doriți să scăpați de această lucrare. Încă o chestiune, dumneavoastră, poate că ați mai ținut evanghelizări și o să țineți. Evanghelizările sunt de așa natură încât vin oamenii cât vin, pe urmă nu mai găsiți. De multe ori nu-i mai găsiți, alergați după Dumnezeu. Acești oameni alergă după dumneavoastră. Adică vor să-i scoateți afară. Îi aveți tot timpul cu dumneavoastră. Se mulțesc. În momentul vin 15, vin 10, în 9 ani, vin 30. Pe urmă, ei se mulțesc pentru că se cheamă unii pe alții, pentru că i-a tratat frumos pe acești oameni. De ce avem nevoie de capital uman creștin, de aici și din biserică, să putem să găbuim acestor oameni cea mai luminoasă viață, cel mai luminos model prin care ei se poate să se identifice. În privința asistenței juridice, eu cel puțin am întâlnit două persoane, deci eu personal, care au probleme cu alcătuirea dosarului pentru pensie. Fie pensie de handicap, fie... Mă rog, e acolo un pic de lucru, fiindcă sunt mulți care nu sunt orientați cum trebuie. Au pensii foarte mici și nu știu ce să facă. Este nevoie să-i ajutăm la capitolul acesta. Am întrebat ce vrei să-ți fac. Trebuie să întrebăm și ei vor spune. Și atunci vor simți din partea noastră că nu suntem politici. Mai adăug pe cineva pe listă sau lăsăm ca... Da. Oricum, cine dorește ca să vadă lumea aceasta, pe 14, la ora 14, veniți la restaurantul Chris și... veți vedea. În privința invitațiilor, avem aici pregătite pentru Biserica Speranța un anumit număr. Acum sper să fie insuficiente. Luați ca să dați acolo unde știți că există persoane cu dizabilități. Între rude, prieteni și așa mai departe. Dacă cunoașteți asociații în zona în care locuiți sau băieți drum, deci orice variantă de felul acesta, orice loc unde am putea să plasăm o invitație, poate fi un loc de unde să răsară întrebarea aceasta, ce vrei să-ți fac. Adică un răspuns la întrebarea ce vrei să-ți fac, să răsară răspunsul. Apoi, mergem la servicii în timpul săptămânii. Ne facem drum prin oraș. Dacă privim cu ochii celui care caută pe frații lui, atunci vom vedea persoane cu dizabilități absolut în fiecare zi. Mie nu mi se întâmplă vreo zi în care să nu întâlnesc cel puțin una. Dați-i o invitație. Treceți pe Miguel, scuzați-mă, îmi permiteți. Se întâmplă ceva pe 14, la restaurantul vegetarian, lângă poziția lui Pierz. Și dacă se vedeți, mergeți mai departe și dacă el nu vă reține.
Dar invitația e plasată de trebuie și își face lucrarea. Mi s-a întâmplat de foarte multe ori, am fost și refuzat, am fost și acceptat, nu știu câți vorbim de aceea, dar știu că am acționat. Deci, gândiți-vă fiecare câte ați vrea să luați. Deci gândiți-vă, am făcut câteva gafe cu fratele Uba astăzi, pentru că a fost bineînțeles din oraș, dar eu dacă n-am mașină, eu văd cu ochii pietonul. Și de fiecare dată îl băgam pe unde nu trebuie, sau ziceam, duceam pe calea mai ocolită. Și chiar m-a apostrofat Mircea Vrăvăsin, mi-a spus, zice, păi eu sunt mai de curând în Oradea decât tine și tu și știu mai bine decât tine. Păi zic, da, eu am mers numai pe șleaurile alea pe care le cunosc. Haideți să ieșim de pe șleaurile noastre și să privim de acum înainte pe cei pe lângă care trecem cu ochii de la ridică-te și umblă. Adică sunt persoane pe lângă care trece și nu ne dăm seama că ar putea să ridice vreun interes în privința aceasta. Ne dăm invitație. Haideți să deschidem ochii și îi vom vedea. La ieșire, Mircea va fi cu invitațiile și cereți cât de multe. Prin credință. Că veți întâlni persoane de toate. Vă mulțumesc și să aveți binecuvântarea pe care Dumnezeu a pregătit-o special pentru această lucrare. Amin. Amin. Ce te predica? Sabatul viitor, noi vom avea ultimul sabat dinaintea evenimentului. Atunci nu o să mai fiu la cravat, o să fiu în haine de lucru. Mulțumim că ne-ați suportat, însă pentru evenimentul acesta trebuie să explicăm într-un mod de cât mai practic ceea ce vrem să facem. Niciodată nu o să fiu dezamăgit de numărul mic al celor implicați. Știu un lucru și anume că Dumnezeu știe să mulțească și atunci pe vremea lui Gedeon a obținut o victorie mare chiar cu oameni puțini. Dacă sabatul viitor vă aduceți aminte să transferați ceva din viața dumneavoastră acestor vieți, atunci puteți să faceți și o colectă pentru care vom putea să hrănim și noi niște oameni care vin acolo. S-ar putea să vină 40-50 de persoane și atunci avem cumva un suport să le dăm acestor oameni. Restul trebuie să fie gratuit. O să vă ținem la curent cu ce s-a întâmplat, în așa fel încât biserica va fi martor și în același timp și implicată în această activitate. Veți face parte dintre cei 4. Dacă am prezentat aici programul acela din Marcu 2, cei 4 voluntari au fost cei care l-au dus pe Iisus, pe cel vizabilită la Iisus, pe Slăbănor. Așa că vreți, vreți, prin cei care v-ați implicat, sunteți martori și în același timp persoane care veți fi alături de noi în acest demers. Noi o să avem cumva și peste cotare prezentări ale acestui model, pentru că suntem chemați ca să invităm ideale și în altă parte, însă vrem ca în biserica și în orașul nostru și în orașele noastre din țară să avem o reprezentare bogată. Și după acesta să îi dea cinste lui Dumnezeu. Nu mergem pe variante politizate, așa cum să spunem. Noi mergem pe o lucrare de dăluire a vieții noastre de acești oameni. Și facem tot ce este posibil ca viața lor să fie frumos înaintea lui Dumnezeu. De tine, de dumneavoastră și de tine. Vă invit pentru încheiere să cântăm Slava Dumnezeu, 442.